Fostul premier Victor Ponta a plagiat în lucrarea sa de doctorat. Asta a stabilit comisia care a analizat lucrarea de doctorat. Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare a recomandat Ministerului Educației retragerea titlului de doctor al lui Victor Ponta. Comisia tehnică care a analizat lucrarea de doctorat a lui Victor Ponta a decis că aceasta nu respectă standardele de etică și a decis retragerea titlului de doctor cu 34 de voturi pentru și o singură abținere. Victor Ponta a reacționat în stilul lui caracteristic. Fostul premier a răspuns printr-un mesaj ironic pe pagina de socializare imediat după comunicarea deciziei. Ponta se declară onorat de atenția de care se bucură din partea guvernului. Acesta a anunțat sarcastic că se va apuca să scrie o nouă teză de doctorat. În iulie 2012, Comisia de Etică din cadrul Universității București a decis în unanimitate că Ponta a plagiat. La doar o zi distanță, Consiliul Național de Etică l-a iertat pe Victor Ponta și a decis că lucrarea sa nu este un plagiat. Ponta are la dispoziție 2 săptămâni pentru a contesta decizia, situație în care cazul va fi reanalizat. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, titlul de doctor îi va fi retras de către Ministrul Educației.